Bună seara! Nu vreau să spun foarte multe lucruri, doar că vreau să descriu satisfacția că organizația PSD din Sebeș a găsit un candidat care poate deveni un primar pentru Sebeș foarte bun. Un om serios, un inginer foarte aplicat, foarte riguros, foarte organizat, care nu vinde iluzii, care nu vinde gogoși, care nu promite lucruri care nu se pot îndeplini. Un om care a înțeles de ce are nevoie Sebeșul în continuare. Un om care a înțeles că Sebeșul trebuie să intre, începând cu aceste alegeri, într-o nouă etapă de dezvoltare. Este un oraș cu potențial, încă un potențial foarte mare. Care a înțeles care sunt lucrările edilitare, și mici și mari, care trebuie realizate aici. Care sunt motivele de nemulțumire pentru oameni? Pentru că sunt motive mai importante, poate mai puțin importante, dar pentru fiecare om ceea ce îl deranjează este de fapt cel mai important. Este un om care nu promovează scandalul, nu promovează agresivitatea în campania electorală și în relația cu oameni. Este un om care își vede de treaba lui și merge din casă în casă și vorbește cu fiecare om, cu fiecare familie. Un om care nu folosește bani în campania electorală, cum am înțeles că se folosește de către cei de la PNL. Un candidat care nu își permite să folosească portavoce în campania electorală ca să agreseze oamenii sau să sperie oamenii, ci un om care a înțeles că trebuie să discute direct cu fiecare om în parte, să afle care sunt părerile cetățenilor din Sebeș și să îi convingă că ceea ce are de gând să facă, are de gând să facă în primul rând pentru ei. Eu sunt foarte mulțumit de această candidatură. Este un om pe care îl cunosc, mai de mult un om în care am foarte mare încredere și voi fi foarte bucuros în următorii 4 ani de zile o mică dragoste va fi primarul Sebeșului. Le-am spus asta și colegilor mei din organizație. Am rugat în același timp să folosească fiecare zi de campanie electorală, așa cum prevede legea, pentru a face ceea ce a făcut până acum, așa, și anume să vorbească cu oamenii, să vorbească cu oamenii, să comunice tuturor informațiile de care oamenii au nevoie. Și mai un mare avantaj, că nu trebuie să mintă, ei nu trebuie să-l vopsească pe Romica, ei trebuie să-l prezinte pe Romica așa cum este. Și atunci vor câștiga aceste alegeri și oamenii vor fi mulțumiți. Este important pentru noi rezultatul de la Sebeș, este important rezultatul de la Cugir, este important rezultatul de la Alba. Suntem totuși într-un județ care este stăpânit de mult prea mulți ani, de un grup de așa zis politicieni, care ține acest județ sub capac să nu se dezvolte, să nu treacă o limită de dezvoltare, pentru că, în mod firesc, omenește, cu cât se dezvoltă mai mult o comunitate, cu atât pretențiile sunt mai mari și așa trebuie. În schimb, îi se spune multora, asta este maximul, atât se poate, și alții, dacă vin în locul nostru nou și se facă mai mult, și atunci oamenii spun că nu ar mai face nicio schimbare, că așa, asta e tot ce se poate. Nu. Alba este un județ cu potențial foarte mare. Cred că domnul Drâzu, colegul meu, va fi un președinte de Consiliu Județean foarte bun. Ar avea șanse să arate, PSD-ul ar avea șanse să arate ce se putea face în Alba și nu s-a putut până acum. Cam asta au fost discuțiile cu colegii mei, discuții foarte bune, o organizație care respiră, o organizație deschisă, în care se discută foarte deschis, nivelul de discuție a fost foarte ridicat. Vă spun cu toată sinceritatea, sunt foarte mulțumit și de discuție în seara asta. Chiar încrezător. Dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru Romica, pentru domnul Târzu, pentru mine, vă răspundem cu toată deschiderea. Vorbeați de importanța rezultatului de la Alba. V-ați stabilit un anumit procent pentru județul Alba? Am stabilit un anumit procent pe care am dreptul să îl comunic. În schimb, vreau să vă spun că vrem ca PSD-ul să aibă președinția Consiliului Județean și majoritatea Consiliului Județean într-o alianță politică, și domnul Drâzu este susținut pentru asta, să recâștigăm primările pe care le-am avut și, în plus, câteva primării importante. Dacă nu se vor întâmpla aceste lucruri, vor fi oamenii trași la oameni, trași la răspundere? Eu cred că se vor întâmpla.
și încurajez să se întâmple, pentru că au potențial, acum au încredere, în ceea ce simt eu, au trecut ani în care și colegii mei de la PSD credeau că nu se poate face în Alba, pentru că nu se poate, că e imposibil, că cetățenii au început să înțeleagă și dacă văd o alternativă credibilă și hotărâtă, se îndreaptă către ei. Mai sunt 10 zile de campanie electorală care trebuie să fie folosite foarte bine. Nu le spun ce se întâmplă dacă nu se atinge ceea ce am stabilit. Pentru că nu asta este important pentru noi. Important pentru noi este să încurajăm să aibă aceeași determinare și încredere, pentru că sunt susținuți de un partid care mereu și-a respectat acum. De ce nu ați ales să mergeți la Sebeș pe mâna actualului primar și să puneți un candidat nou? Nu erau mai mari șansele să... O decizie a organizației PSD de aici și vă pot spune cu toată convingerea că a fost o decizie înțeleaptă. A fost o decizie înțeleaptă, repet, Sebeșul trebuie să intre într-o nouă etapă de dezvoltare și Romica Dragostin este unul care poate face lucrurile. Alexandru Dencilă nu putea să facă lucrurile acestea. Asta, dacă asta a hotărât organizația municipală, înseamnă că au avut motive. Poate domnul Dencilă nu a vrut să candideze. Dar au avut motive întemeiate și am văzut care este atmosfera în organizație și era nucleul dur al organizației, militanții pe teren, care ne-au spus un lucru foarte important, pentru că asta m-a interesat. Eu n-am venit să rețin discursul, am vrut să-i aud, să răspund la niște întrebări. Ceea ce spun oamenii, felul cum răspund oamenii cu care discută militanții noștri, este foarte încurajator.